Știu că majoritatea oamenilor consideră că este deranjant, dar cineva trebuie să o facă, și dacă nu o fac eu, se găsește altul. Eu colecționez cadavre, este ceva ce fac în fiecare zi și aproape niciodată nu se schimbă. Colegul meu ajunge primul la locul faptei pentru a face toată munca de pregătire. Eu apar ceva mai târziu pentru a le transporta acolo unde trebuie să fie. Nu multă lume știe despre ceea ce fac. Dar lipsa mea de conversație despre asta nu este din rușine. Sunt mândru de asta și pur și simplu nu vreau ca oamenii să mă privească altfel, să se uite la mine mai diferit pentru asta, pentru că, până la urmă, sunt la fel ca tine. De obicei, Totul decurge fără niciun fel de problemă. Mă prezint la locație. Cadavrul este deja ascuns într-un sac și îl încarc în dubă. Tot drumul sunt doar eu și un cadavru în spate, și uneori colegul meu. Dar unele zile, nu mereu, din păcate. Dar ieri, drumul nu a decurs așa cum ar fi trebuit. Evenimentele care au avut loc înseamnă că voi trăi cu frică pentru tot restul zilelor mele, și s-ar putea să fiu nevoit să renunț la acest lucru. Afară ploua destul de tare, și temperatura nu era neapărat ideală pentru o plimbare. Dar m-am prezentat la locul faptei. Era o casă destul de mare la periferia orașului. Un tip care locuia singur și nu vorbea cu nimeni. Colegul meu fusese probabil prima persoană care pășise în acea casă, în afară de omul însuși, de ani de zile. Eu însumi probabil că eram a doua persoană care făcea asta. Ușa fusese lăsată de scuiată, iar eu am intrat în clădire. Colegul meu nu lasă niciodată cadavrul în aer liber, din motive evidente. Chiar dacă decesul a avut loc în aer liber, Cadavrul este mutat în interior. Cu siguranță, ca de obicei, o pungă mare și albastră, plină de umflături, făcea conturul firav al unui om. E nevoie de un pic de efort pentru a-l muta în dubă, dar nu mai mult de câteva minute. Ridicarea unui cadavru flasc și fără viață este o a doua natură pentru mine. O fac de ani de zile și pot să zic că mă ține destul de în formă. Asta nu înseamnă că nu încerc să fiu activ în restul zilei. Am lăsat sacul în spatele Dubei și am pornit, îndreptându-mă spre cealaltă parte a orașului. Era întuneric afară, iar drumurile erau goale și ploaia în sfârșit se oprise. Așa îmi place să conduc. Drumurile erau goale, după cum am zis, și atmosfera era rece. Personal, mă relaxează să aud cum toarce motorul și zgomotul făcut de mașina în mișcare. Nu am nevoie de muzică, radio sau un podcast să-mi cânte în urechi. După vreo 5 minute de mers, am auzit ceva. Un geamăt din spatele meu. Un geamăt răgușit, zruncinat, agonizant. A fost puternic și ascuțit, străpungând sunetele nopții. Frica care m-a străbătut este de nedescris. Am simțit cum mi se deschide un gol în stomac. În timp ce fiecare mușchi din corpul meu se strângea, urmat de o nevoie acută de a vomita ce am mâncat la cină. Dar m-am obținut. Am tras aer în piept și m-am calmat. Mâinile mele au tresărit atât de tare încât aproape am bușit mașina în parapetul de la marginea drumului. Dar mi-am păstrat controlul totuși, nu era prima oară când făceam asta. Partea din spate a dubei este prea întunecată pentru a vedea înăuntru, așa că mi-am luat lanterna de sub scaun și am tras duba până la oprire completă pe marginea drumului. Când am luminat în spate, am văzut ceva de care mă temusem un secret întotdeauna. Sacul de cadavre era așezat acum în poziție verticală, mi-am scos centura de siguranță. Am sunat și mai tare lanterna la mână. M-am strecurat mai aproape, încercând să fiu tăcut. O voce înăbușită în interiorul sacului a vorbit. Alo? cine e acolo? Vă aud! Nu știam ce să fac. Colegul meu le verifică întotdeauna pulsul. Oare făcuse o greșeală? Trebuie să fi greșit facem masa de ani întregi fără niciun fel de problemă și fără niciun fel de greșeală. Am desfăcut încet sacul, în timp ce bărbatul dinăuntru începea să țipe. Ne-am uitat unul la celălalt, ochii amundolora, arătând teroarea din noi. Strigătele lui au răsunat dincolo de pereții dubei, în întuneric. Bine că eram la mama dracu un câmp, unde nu ne auzea nimeni. Am vrut să mă alătur lui și să urlu și eu, pentru că știam ce înseamnă asta, dar m-am obținut. Într-o panică oarbă, mi-am luat lanterna ca pe o armă și l-am lovit pe bărbat în cap. Știu că este neprofesionist, pentru că nu am vrut să-i deteriorez craniul, dar a fost primul meu instinct. Și în momentul ăla, dorința mea de a supraviețui a trecut peste pasiunea mea de a colecta. Totuși, nu l-am omorât. Nici măcar nu l-am lăsat inconștient, spre surprinderea mea. Începeam deja să mă îngrijorez. S-a luptat cu mine, dar nu am fost suficient de puternic. El tot striga. Știu ce ai făcut! Știu ce ai făcut! De ce nu putea fi ca ceilalți? Mi-e rușine să recunosc, dar bărbatul a scăpat. A deschis ușile din spate ale dubei mele și a ieșit. A fugit și a fugit. Pe lângă asta a fost inteligent. Foarte inteligent. S-a cățărat pe garduri, astfel încât să-l pot urmări doar pe jos, pentru a mă împiedica să mă duc cu mașina după el. După doar 5 minute, era suficient de departe încât să nu mai aud, iar după încă 10 minute trecute, Știam că îl pierdusem complet. Am sunat pe colegul meu și i-am spus, eram furioși unul pe celălalt, dar și supărați pe noi înșine. Cum ne-am dat-o în bară, amândoi? După părerea mea umilă, el este mai vinovat decât mine. De obicei, îi sugrupă cum trebuie. Cum de-a dădusem bară de data asta, nu știu. Lanternul în cap, chiar dacă ar fi funcționat tot ar fi distrus craniul. Poate că nu l-am lovit suficient de tare, pentru că nu vroiam să-i distrug craniul. Strangularea este singura metodă care lasă corpul în stare perfectă, așa cum îmi place mie. Nu am apucat să adaug acest cadavru la colecția mea și de teamă să nu fiu prins. S-ar putea să trebuiască să ne la acest hobby de a colecționa cadavre.